Cei care rezolvă cele trei probleme de acolo, în cel mai scurt timp, ridică mâna, îmi zic răspunsul, eu verific și le pun o invitație gratuită la grup examen. Alături de cele două, alături de cele două care vă întoarce la sorți, da? Ai postat, nu? Deja? Da. A, cineva trebuie să dea aprob, să vină șeful să dea aprob. Le va da drumul imediat, nu problemă. O să le corectez bine. Așa, să le frotez, nu? Mai spune-mi o dată ce se întâmplă, că nu am fost complet. Sunt trei probleme simpatice de calcul matematic de clasa 1-a, 2-a, 3-a. Nu cred. Așa, nu, așa este. Unde sunt? Unde le vedem? Pe grupul Lumea SEO pe PC. Pe grup. Pe Facebook pe vezi. Da? Acolo o să le vezi. Le rezolvi. Cine primul ridică mâna la oricare dintre trei. Cine a luat cutiuță de aia, nu? Nu, 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 aia este cutiuță la sorți. Asta este plus de la mine, pur și simplu. Ah, gata, am înțeles. Ai înțeles acum? Da, da. Voi ați înțeles? Deci dacă rezolvați o problemă, aveți o invitație. Pum. Nu rezolvați, nu revin mine. Invitațiile alea. Trei. Bun. O să vă zic în două cuvinte ce este cu acest sexy analitic. Pe rândul titulatura care este așa... Ok, cumva sărită din tipare pentru a atrage atenția asupra acestui domeniu. Nu pot să zic că este un domeniu extraordinar de sexy, dar putem să facem să fie sexy, da? De-aia suntem aici în sală, nu? Să ne arătăm mușchi, să fim mai altfel. Astfel încât să devină un domeniu sexy. Ce se întâmplă cu acest curs pe care îl pregătesc, de fapt, care va fi pe 4 iunie? Se întâmplă așa. La Connect Hub am avut un curs foarte scurt de 45 de minute pe care l-am lungit cu o jumătate de oră, probabil. Și în care am insistat pe o parte din curs care se numește Analiza Eficienței Campaniilor de Marketing. Da? Și am insistat pe acea direcție. Asta pentru că în acel mediu, la Connect Hub, oamenii nu știau și nu erau familiarizați cu aceste calcule pe care le veți vedea în grupul de pe Facebook, în acest moment. La gală, voi trece puțin mai departe și voi insista pe alt subiect, și anume pe cum analizăm un canal media de-a lungul timpului și va culmina acest lucru cu un framework pe care vi-l voi prezenta la gală, la Cupe Summit, în ziua a treia, pe 28 mai. La ora 12, cred, în sala Atena. Dar nu vă voi da formulele neapărat, ci vi le voi prezenta pur și simplu. Pașii pentru a ajunge la acel framework, făcuți foarte în detaliu și foarte, foarte bine explicați de la zero, în două direcții și cum fac marketing online în același timp cu măsor, respectiv marketing online, îi vă prezenta pe 4 iunie într-un curs de o zi de Web Analytics care va avea ultimul modul cu exerciții practice. Deci în 4 iunie ne vom distra 3 module câte 90 de minute numai cu Analytics. Toate prezentările din această serie numită de mine Sexy Analytics nu se vor axa foarte mult în partea tehnică ci pe modul de măsurare și pe modul de interpretare pe partea de business și mai puțin pe rapoartele din Google Analytics efectiv. Deci aș vrea să rețineți de la această triadă de evenimente care am imaginat eu faptul că nu întotdeauna să știu o cifră este important și ceea ce fac cu acea cifră este mult mai important. Ideea este că un reprezentant al industriei noastre, Amina Scoși, care a avut ocazia să mă întâlnesc în Abu Dhabi în ianuarie, spune așa că este mult mai important cât plătești persoana care îți interpretează datele, cât buget, resurse, timp, bani aloci acestei discipline, decât cât ai un tool de Web Analytics, în cazul lui Google este free. Dar, admiți-mă că puteți și cumpăra un tool mai complicat,
Este mult mai important cum utilizez acel tool decât tool-ul în sine. Tool-ul în sine valorează mult mai puțin decât knowledge. Mergând mai departe puțin, dacă ne ajută acest instrument, e posibil să fim sabotați pe partea de baterie. Bănesc eu. A început să facă ceva, dar... Păi nu. Păi da, e bine, dar... Am văzut că l-am dat un pic, poșa un pic, probabil că de la... Să sperăm că ține bateria. Andrei a venit cu snoriciu. Da, da, da. Faza cu tool-ul uneori e important și tool-ul, nu cum îl folosești. Că degeaba pe el, dacă nu e tool-ul cu voi. Ca și la marketing, definiția web analytics se schimbă din 4 în 4 ani, din 5 în 5 ani, din 3 în 3 ani, ori de câte ori este necesar. Definiția mea favorită este cea din 2010. Și ce vrea să spun această definiție este că interpretăm niște date, luăm niște decizii. Scopul final este acela de a înțelege și de a optimiza, de a crea un match între ce vrea utilizatorul și ceea ce ofer eu. Un utilizator vine pe site cu mii de gânduri în cap. Poate să vină pe site să cumpere, ok, e bine. Poate să vină pe site să se angajeze. Poate să vină pe site să afle unde este adresa fizică. Și așa mai departe. Se numesc ele microconversii. Ați tot auzit bănuiesc despre acest termen în ultimul timp. Ideea este că scopul pentru care vine pe site și scopul pentru care eu fac site-ul sunt două lucruri complet diferite. Iar analytics-ul la un moment dat, din rapoartele pe care mi le oferă și bineînțeles din acțiuni care eu le întreprind în acest sens, reușesc sau trebuie să reușesc să le meciuiesc, să le aduc pe același nivel. Ideea este celui care caută un job la mine, trebuie să îi servesc acel lucru și trebuie să mă asigur că el și-a atins scop. Pe scurt, pe lung e mult mai complicat, dar pe scurt cam asta ar fi. Măsurătorile nu sunt sexy, dar dacă vreți să le facem sexy, succesul însă, părerea mea este că este. Iar analytics-ul nu este ceva greu, este chiar foarte simplu. Pe măsură ce îl aprofundezi, bineînțeles, încep să afli, să vezi ce se întâmplă fiecare cifră, unde este la locul ei. Dar, în esență, sunt rapoarte, pur și simplu. Vă ziceam, cum le interpretez contează foarte mult. Cifrele pot să demintă puțin, prin când în când. A trecut colegul nostru prin niște metrici, prin niște indicatori. Aș vrea să luăm unul de aici, pe exemplu, să-l discutăm, dacă vreți, care vi se pare vouă mai interesant sau unde aveți voi probleme în a interpreta. Am bolduit eu câțiva. Cât dintre voi cunosc măcar termenii bolduiți? Dăriți-vă mâna sus. Ok. Cei care n-ar ridica mâna? Nu-i vedeți. Ok. Din această cauză n-ați ridica mâna. Este cineva care termenii aceia bolduiți nu i-ați înțeles vreodată sau aveți o problemă în a-i înțelege și ce se întâmplă cu ei? Există și click, va explica pe lumea oare ce înseamnă. Ca să înțeles, bănesc. Probe de hit și sesiune. E același lucru. Da? Și v-a spus. Bounce-ul, știți ce înseamnă? Știți lumea ce înseamnă bounce-ul? Cine nu știe ce înseamnă bounce-ul? Hai! Curaj! Este utilizator care vine pe site și ricoșează, nu stă pe site. A intrat, ricoșează. Citește cel mult o pagină, o singură pagină. Utilizatorii care intră pe site și citesc o singură pagină nu pot fi contabilizați în momentul ăsta. Standardul internațional este ca timpul pe site sau ce se întâmplă acolo să fie măsurat ca două accese succesive, când măsurăm vizita și așa mai departe, timpul pe site. Dacă nu există al doilea acces, nu se poate măsura timpul pe site sau alți parametri. Putea se numește bounce, da? Pe de altă parte, multul nume de aici, aveți blog, corect? Aveți blog? Ar trebui să aveți. Bounce-ul pe blog este foarte mare. Știți de ce? Nu e o problemă. Pentru că omul vine, citește, se lămurește și pleacă. E nimic greșit în bounce mare. Bounce-ul nu este un indicator, un metric în sine. Extraordinar de bun. Bounce-ul asociat cu campanii de AdWords, într-un landing page, e altceva.
Bounce-ul pe site în general, nu mă interesează. Bounce-ul într-un landing page, într-o campanie, da, mă interesează. Deci sunt nuanțe și nuanțe. Atenție! Dar în sine, bounce-ul nu este un metric să vă legați la cap cu el. Nu mai ridic mâna, s-ar putea să dureze mult. Câți dintre voi cunosc toți termenii de acolo? Hai, e bine. Bun. La curs voi vorbi despre KPI-uri. Vreau să știți ce înseamnă KPI, Key Performance Indicator. Nu orice metric, nu orice indicator, nu orice parametru în Analytics poate fi KPI. În această foarte scurtă prezentare am ales acest tip de KPI. Eu le-am scris încă din anul 2010 și probabil făcut din 2008. Sunt poate puțin mai vechi, e posibil, dar în esență nu s-au schimbat de atunci, au rămas pe loc. Poate mai sunt alții mai noi acum, ar trebui să-i mai revizez. Sărim peste chestia asta, în momentul când devenim un KPI, sugestia mea este să folosiți testul SWOT și ce da. Bounce rate-ul, vreți să-l faceți indicator, na, un KPI, de fapt, un indicator. Și atunci vin și vă întreb. El îmi spune care bounce pare 0%. Să ne imaginăm un dialog. Și eu spun și ce da. Și vă spun că s-a mai contrariat. Păi, stai puțin. Față de luna trecută, când aveam 30, acum am 40. Și eu îl întreb încă o dată. Și ce da? Și el începe și explică de ce s-a întâmplat chestia aia. Pentru că am făcut adres. Și eu mă întreb și ce da? Dacă este în stare să-mi răspundă la 3 și ce dacă, poate să treacă testul, să rămână ca un KPI. În general, de 3 ori, de 5 ori, dacă aplicăm acest și ce dacă, lucrurile funcționează. De exemplu, un indicator pentru e-commerce, sigur, este comanda medie, da? Pentru că influențează foarte, foarte mult cifra de afaceri. Numărul de produse în comandă este un indicator foarte important. Și așa mai departe. Sunt indicatori. Am o listă cu toți acești KPI de aici. Da? Pentru site-urile de... Iar nu mă... Vezi? O problemă cu chestia asta aici, cred. Da. Dă point spre laptop. Cum? Nu, e problemă de... Pur și simplu. Mă rog. Sărim peste aceste mici probleme tehnice. Am aici să vă arăt. La un moment dat, Google Analytics a prezentat un benchmark. S-a întâmplat acum mulți ani de zile, nici nu mai știu când, pentru că a fost foarte de mult timp. Și a prezentat această rată de conversie pe țări. Da? Pe Google Conversion Rate, nu neapărat pe e-commerce Conversion Rate, dar oricum era un Conversion Rate. Și, ai făcut să apasă să zică, bine, că ai făcut să zică. Mai încercăm. Funcționează cât de cât. Ideea este că suntem în curba lui Gauss. Eram atunci în curba lui Gauss, la un moment dat, cu o conversie de aproximativ 1% medie națională în România. Suntem acolo. Deci convertim. Ok, onorabil, suntem. Sigur că cifrele de atunci s-au mai schimbat, nu mai sunt aceste cifre. Din acel moment, promitea atunci Analytics-ul să trimeată periodic pe newsletter un benchmark de genul ăsta și după aceea l-am trimis. Never ever. Ăsta a fost primul și ultimul benchmark trimis de Google Analytics. După aceea nu s-a mai... A spus că e prea scary ca el să facă acest benchmark. Mie mi-ar fi plăcut să pot să mă raportez bine în România, pe industrie și în parte, dar nu se poate. De cât ori am încercat să duc acest subiect în discuție, nu s-a putut. Ce urmărim, printre altele, ce urmărim folosind după Analytics, este acest lucru. Totul lumea știe de acest tabel, l-am prezentat de vreo 3 ani, cel puțin, îl prezint acest tabel. Trebuie să-l știți. E imposibil să nu știți de tabelul Taloi, ăla cu rolul. Dacă nu, l-ați știut și nu l-ați aflat încă. Există pe blogul meu, www.review.taloi.ro / tabel, litere mici, roi, litere mari, punct și pârâi, acest tabel, sub formă de imagine.
Și întrebarea pe care o puneam atunci când am început să explic acest tabel pentru prima dată era care este campania câștigătoare. Și sigur începeam să dezvălui câte o coloană pentru a ajunge până la final unde este roiul și care contează cel mai mult în această ecuație. Problemele pe care le-am pus pe grup lumea SEO.cc sunt create folosind formulele de aici. Practic, un om de marketing, dacă nu folosește aceste formule, dacă nu estimează ce posibil beneficiu va primi de la o campanie pe care o face acum, dacă la final de lună nu faci o analiză cu cifrele reale, degeaba se numește om de marketing. Trebuie să facă, să lucreze cu cifre. Trebuie să calculeze și să spună, da, avem ROI, nu, nu avem ROI, ce facem și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, este primul lucru pe care trebuie să-l înveți un om de marketing, cum să lucreze cu aceste cifre. Fără ele nu se numește om de marketing, trebuie să iasă afară din departament pur și simplu. Deci, trebuie să știți, să faceți niște calcule, astfel încât să puteți compara mere cu tere. Deci ele se aduc la același numitor comun pe ultima coloană, pur și simplu. O campanie, indiferent de unde este ea făcută, chiar și în offline, dacă putem face tracking în online puțin, le putem compara. Pentru că altfel nu avem informații, un cere cost pe click, altul cere cost pe 1000 de afișări, altul cere cost pe lună, da? Dar nu ne aduc același numitor comun, n-a făcut nimic. Exercițiul sunt acele trei probleme pe care eu o să trec peste această slide. Aștept în continuare răspunsul la cele trei probleme pentru cele trei invitații la fiecare problemă una. Și trecem mai departe puțin să vă arăt la final o parte din acel The Sexy Framework. Ce vedeți acum pe ecran se numește matrice decizională. Este o matrice care ajută un manager să ia o decizie. Ce se întâmplă cu campaniile de promovare. Elementele care apar în această matrice sunt elemente care sunt extrase din Google Analytics. Și să vă explic ce este aici. Că de-aia am pus-o pe ecran. Eu mai am mai multe tabele care le voi prezenta la Biotech. Și pe 4 iunie voi prezenta cum ajung la ele. În fapt, pe această axă, avem aici ROI-ul și aici ROI-ul. De la minus la plus. E simplu. Deci aici e asta. Asta e 0. Și aici am ROI de 250%. Și aici am ROI de minus 100%. Da? Cine știe formula ROI-ul să zicem una sus? ROI-ul. Unde e ROI-ul? Vai. Câte cărți de marketing ați citit așa? Adaos, mă rog, venituri minus costuri pe costuri. Înmulțit cu 100. Deci asta este ROI-ul, da? În procent. Și mai există ROMI. Care este pe clienții noi. Da? ROI și ROMI. Încercați să țineți minte. Pe de-astea și LTV-ul știți ce înseamnă? Strata la metronoidă. Ok. Care merge mai departe puțin. Deci avem pe o axă ROI-ul de la foarte pozitiv la negativ și aici al 0. Pe cealaltă axă am parametrii care țin de behavior. Și anume, mă uit la o campanie de marketing, la un canal media, ce știe să facă, cât de multe engagement îmi face în site. Mă uit, pot să-mi creez eu un parametru, deși nu este foarte bine, dar pot să înmulțesc doi indicatori. Să presupunem că înmulțesc page per visit cu timpul pe site și mi-este un indicator matematic. Ideea este să încerc să fac o diferențiere între canale care au un behavior foarte acid, virulent, să zicem, în care utilizatorul se uită la multe pagini pe site, stă mai mult timp pe site, vorbim de un engagement mare și canalul media la care engagementul este mic. Le clasific, pur și simplu, fac eu canalele mele media, mi le pun singur cum vreau și încep să le clasific. După care, având aceste două axe, X și Y, m-am pus să pun X-uri pe aici. Da? Și pun AdWords-ul aici, că așa iese mie din capurile mele, este un canal activ de masă care este oarecum cu engagement, dar nu e profitabil. În cel mai bun caz se apropie de axa X, în foarte rare cazuri trece foarte puțin în partea profitabilă. SEO, spre exemplu, este undeva în partea asta, este profitabil, dar unor este în primul cadran, altor este în al doilea cadran.
nu este totdeauna un canal foarte activ. Cred că poate fi. Poate fi. Poate fi. Nu vreau să trag concluzii în general, dar canalele media lente și scumpe, nu zic că trebuie eliminate întotdeauna. Da? Nu sunt niște canale media care ne satisfac, odată n-am profit pe ele, doi, engagementul lasă de dori. Și atunci ar trebui să mă gândesc un pic ce fac. Vreau să te întrerup un pic. Aș vrea să pentru cei care nu știu, când vorbim de Google Ads, vorbim de mai multe categorii de campanii. Categorii. Și fiecare dintre campaniile specifice... Este bine ca display-ul să-l pun separat un X și search-ul separat, că și e mai bine. Da. Remarketing-ul la display, la YouTube, fac o analiză special pe AdWords. Complet numai pe AdWords, cu parametrii pe assisted și pe direct. O să vedeți, o să vă placă. Este o analiză care probabil se va duce pe multe slide-uri, încă nu știu exact pe câte slide-uri, dar va fi lungă. Și vă voi învăța cum să faceți chestia asta, astfel încât să vă dați seama unde se întâmplă problema sau nu pe AdWords. Am luat AdWords pentru că este foarte folosit din cauza asta. Nu mi-a făcut altă atenție. N-am niciun fel de... Aceeași analiză poate face cu orice canal media, dar am luat AdWords pentru că este foarte la modă. Na, este ok. Cam atât am vrut să vă zic. Rețineți, practic, deci pe 28 mai vă aștept la Dupec Summit, la workshop-ul meu, cel puțin, unde voi intra în detaliu pe partea de evoluția unui canal media și înregistrarea lui în timp și ce se întâmplă, cum analizăm acest lucru. Iar aici, și voi prezenta framework-ul, și aici voi intra în detalii de genul cum ajungem, cum gândim acel temă. De ce am ajuns la acele tabele care le-am prezentat aici și acum am prezentat o singură post. Și ca să mă laud un pic și cu Ecompedia, cine n-a avut timp și n-o să aibă timp să pună acum o întrebare, o să rog să pună o întrebare pe Ecompedia. Și sigur, acum vă răspund la orice fel de întrebare doriți voi. Măsura care pot să vă răspund, bineînțeles. Hai, nu fiți primiți. Ionuț, întreabă tu. Eram atât la problemă, nu știu ce e. Ultima frază am pierdut-o. Dacă n-ai timp să pui întrebări, pui pe Compedia, că e acolo loc război, întrebări. Dacă ai timp, acum am zis să pui întrebări acum. Adică, poftim. Asta am zis. Despre orice fel de întrebare. Estimare. Bun. Hai că am o întrebare. Ai zis ceva că este foarte important să estimăm ca să ne dăm seama ce rezultate vom primi dintr-o campanie. Și atunci, întrebarea, problema asta m-a urmărit toată viața la nivel de carieră în marketing online și mă gândesc că am mai avut discuția asta de ceva. Dar nu contează. Ce înseamnă a estima? A estima, două variante de estimare și vreau să le înțeleg. Primesc una în bază 0, când nu ai experiența anterioară. Ok, bine. Și una în bază unei experiențe anterioare. Și două versiuni de estimare și vreau să... Primim la companie două oferte. Una are, de fapt, prezentăm tabelul. Avem acolo date cu care să ne jucăm. Primim la companie două oferte și vă zic acum, instant, că vom analiza eventual AdWords-ul, care costă 0,22 lei pe click și campania de Nozeta, care costă 0,69. Dar la un preț supremă campanie, un mic de display cu search. Deci poate să fie aici ceva și aici altceva. Sunt două campanii. Primim o ofertă, atenție! Dar să zicem că unul îmi dă cost, uite toată aici, 0,53 și 0,12, da? Dar 0,22. Deci unul îmi dă cost pe 1000 de afișări, pentru că este un site care lucrează în acest regim, pe când AdWords-ul vine la mine, nu? Și îmi zice, voi că costă 2 de bani. Și eu zic, ok. Și încep să mă gândesc cu cine lucrez. Am buget limitat și vreau să aleg unul dintre ei, nu doi, ci un dintre ei. Și atunci încep să mă gândesc cu cine voi lucra între cei doi. Și încep și intru pe cele două variante care povestea nu și anume. Când n-am niciun fel de istoric, îmi folosesc mediile naționale. Acum, cine are lângă casă lui consultație, trebuie să cine nu, o să arăt de la mine că media
de conversie la nivel național de 1%. Putem folosi acea medie la conversie. Și e simplu de calculat. Dacă vă zic calculele astea, faceți probleme și îmi luați invitațiile. Însă, avem o comandă medie, avem numărul de afișori, știm ce TR-ul mediu. Și TR-ul mediu în acest moment e 0,10%. Ce? Ai făcut o problemă, te rog, scoară. Care? Cât? Dar știu cât în afară. Nu e adevărat. A doua, te rog. 50 de euro costul? E conversie. Nu e adevărat. 1.040. Nu e bun. Ok, o am eu pe a treia, 30,7%. Ăla e bun. Prima invitație, da. Să-mi zici să-mi povestești. Ăla e bun. Bun, deci lumea iată că a muncit. Bravo, mă bucur. Normal, acum, bun. Există și un risc la chestia asta. Revenind la problemele astea cu calculele, acum să spuneți că eu o să acăbrez tot timpul, săracul Gabi s-ar putea să nu mai aibă timp să vorbească, dacă e să luăm așa, nu? Deci folosesc mediile, 0,10% este CTR-ul mediu. Și atunci e simplu, am 1.500.000 de afișări cu 0,10%, îmi iese cât îmi iese, nu calculez acum când am un computer de punct. Stai puțin, păi ce spui tu este că... Deci când nu am, folosesc niște medii naționale, da? Când am istoric, folosesc mediile mele proprii. E ok ce zic? Deci când am un istoric... Ce spui, numai că eu nu sunt de acord cu ce spui. Poți să fii, poți să nu fii, este problema ta? Sigur. Ideea este așa, ce când am istoric... Vor aduce două rate de rate de click, nu așa, sunt la 4 rate de click. Ok, să rămânem doar la rata de click, la un început. La rata de click, da. Deci ei zic, ei vin și aduc o rată de click. Deci, acum, în ecuația click-ului, foarte mult contează creativitatea. Foarte mult, enorm de mult. Deci, costul pe care eu l-aș da făcând o campanie cu bannere ar fi 90% pe creativitate, pe creația bannerului și 10% pe distribuție. Atenție! M-aș axa. Un banner făcut, știți, de bannerblog.com.au, cine știe de el? În afară de Ionuț și Gabi. Da? Vă invit să vă uitați acolo, pe acest site, bannerblog.com.au. Este un fel de crem de la crem de bannere, da? O arhivă ca un fel de noaptea de publicitate în care vedeți pe industrii, pe creatori, pe așa mai departe bannere. Alea sunt bannere. Ce facem noi aici uneori, nu prea sunt bannere. Vorbim de bannere sincronizate, vorbim de bannere interactive, vorbim de bannere în fel și chip. Cu cât bannerul este mai ok, CTR-ul va crește și vreau chestia asta, nu vreau să-l... Da? Sunt bannere la care vând în banner, pur și simplu, nu mă duc să am adus în site. Fac vânzarea în banner și atât și gata, la revedere. Pur și simplu, fac vânzarea în banner. Da? Se poate face chestia asta. Și atunci, CTR-ul poate varia. Vorbeam însă de medii, vorbim de o agenție normală, vorbim de o agenție nu foarte creativă și așa mai departe. Și atunci, folosesc 0,10%. Când știu că agenția aia este, nu știu, mai creativă, când este, mă duce mai targetat, mai nișat undeva. O să mai folosesc 0,10%, dar dacă am experiență în lucru cu multe agenții la un moment dat, pot să încerc să estimez. Atenție, aș putea să și greșesc. De la 0,10 la 0,20% CTR-ul, diferența e de la simplu la dublu. Și sunt de acord că pot greși. Așa este. Dar, îmi fac o idee. Deci nu neg că se întâmplă să greșesc, dar, cum să zic eu, măcar am un ordin de mărime, măcar știu la ce să mă aștept la finalul campaniei și pot să gândesc ceva, pot să bugetez ceva. Așa dacă nu fac nimic și nu fac o estimare, nu-mi place nu să fac probabil, mie îmi place să fac chestia asta, sunt cumva așa neagră, că iau de bună tot ce spune oricine, nu? Nu e așa. Nu pot să iau de bună orice spune, orice agenție vine la mine. Că nu fac asta. Sunt banii mei, sunt munciți cu foarte multă trudă, da? Nu pot să cheltuiesc pe orice, oricum, în orice condiții. Am zis de filtrul meu, de filtrul acestei estimări, nu cheltuiesc. Pur și simplu. Nu mă bag în cheltuiala aia. Da? Și totdeauna am la estimare nu o singură ofertă, o fac prin comparație, o ofertă, două, trei, patru, cinci oferte. Nu cu una singură, da?
Bun, și la final de lună e mult mai simplu că am datele reale. Acum nu mai fac chestii mare, fac o pur și simplu ca în carne, în carne vie. Mai vrea cineva să vedem la estimări? Da, e corect. A doua invitație. Și mai era acolo o întrebare. Eu, la anul 2. Deci pierdem. Da, acolo am întrebat. Dar la cât ar trebui să fie CPM-ul astfel încât să fie profitabil? S-a subit tata pe mama. Așa spunea acolo. De 3 ori mai mari, nu se dea. De 2 ori mai mari. Și nu mai zicea și chestia. Ok, e de la mine, la tine iese. Îmi zici după aia. Stai puțin, mai avem de calculat, că mi-ai dat doar cu mixul și cu hârtia, deci n-am mai spus nicioași cu fierul. Bine. Dacă mai sunt întrebări... Avem un răspuns. 250 de lei? La prima? Da. Da, 249. Mai, e bine 250 de lei. Da. Da? Da. Da. 249,000. Da, 249,000. Da, așa este. Bun, eu mulțumesc că cum ați ascultat. Este doar așa o foarte scurtă trecere în revista unor lucruri. Țineți minte că 5 ani sfine nu sunt nimic. 2%. Am zis nimic? N-am zis nimic? 2%. Nu-i nimic așa. 2% acum și 1% luna trecută, deja spune ceva. E mai avansăm. 2% și 1% trecută, 1% pe un canal media anume, deja spune altceva. Și așa mai departe. Deci ideea este o cifră singură, prezentată, nu spune absolut nimic. Ok? Bun. Gabi, am putut, te rog, să vin la mine. Și voi și să... Deci, o să dau acest microfonul.